Bună ziua, bună ziua, dragi doamne, dragi domni care sperăm să ne urmăriți, prieteni ai PWN România și nu numai, și viitori prieteni. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii PWN Live Talks. Suntem astăzi din nou, așa cum v-am obișnuit, marțea la ora 1. Discutăm subiecte care sunt de interes general, iar astăzi am plăcerea și onoarea să o am lângă mine pe doamna Lavinia Rașcă, profesor de strategie și antreprenoriat. Bine ai venit, Lavinia, și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Aș vrea să te prezint Sunt Alina și mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată mă bucur să te văd, știi asta. Da, îți mulțumesc foarte, foarte tare. Pentru cine nu știe, cumva noi ne cunoaștem deja de foarte mulți ani, eu te simpatizez, poate mai degrabă de mai mulți ani decât ne și cunoaștem față în față, pentru că ne-am întâlnit chiar în această minunată comunitate PWN România, dar le voi lua pe rând, asta vreau să spun mai devreme. Mi-ar lua, cred că, jumătate din emisiune doar să te prezint pe tine și ceea ce faci tu, așa că am ales să fac asta treptat, în așa fel încât să integrăm totul în discuție, iar cei care ne urmăresc, vreau să spun că ne urmăresc atât pe Facebook, cât și pe LinkedIn și îi îndemn pe cei care au întrebări pe măsură ce tu vorbești să ne pună întrebările, iar noi vom răspunde live chiar în timpul emisiunii la aceste întrebări. Astăzi am decis să discutăm din nou despre antreprenoriat. Este un pilon pe care PWN România îl dezvoltă de ceva timp și are și program dedicat pentru tinerele antreprenoare. Și în ultimul an am tot discutat despre antreprenoriatul agil, drept pentru care, din această poziție de strateg și de antreprenor, vreau să stăm puțin de vorbă și să vedem ce avem de făcut. Fie că la începutul carierei noastre în antreprenoriat sunt oameni care își schimbă de fapt cariera și trec din zona de corporate în zona de antreprenoriat, fie suntem în antreprenoriat de mai mult timp și vrem să facem o schimbare, sunt atât de multe variante despre care putem discuta, dar vreau să încep prin a te întreba cum ai descrie tu în câteva cuvinte această călătorie în antreprenoriat în general și a ta în mod special, cu bune, cu rele, momente cheie de care tu te-ai lovit? Vorbeai despre antreprenoriat agil. Din punctul meu de vedere, antreprenoriat și agil reprezintă un pleonasm, pentru că în general un antreprenor bun, un antreprenor real, este o persoană agilă. Despre călătoria mea, se știe foarte bine că sunt profesoară de antreprenoriat și de strategie. Nu știu cât de bine se știe cât de antreprenorială sunt, pentru că toată cariera mea din 90 și până acum a fost un șir de proiecte antreprenoriale. Și dacă am învățat ceva, am învățat că toate trebuie să fie coordonate sau subsumate unei misiuni și a unor valori. Valorile mele sunt pasiune, performanță, progres, parteneriat. Misiunea mea este aceea de a-i învăța pe antreprenori, manageri și lideri să devină din ce în ce mai performanți. Și aceste lucruri le-am făcut din 90 până acum. Apropo de faptul că vorbim despre strategie Blue Ocean, n-aș putea să spun că am avut o strategie Blue Ocean și o să explic de ce mai târziu. A fost o strategie de first entry, pentru că în 90 am contribuit la crearea antreprenoriatului din România, consultanței pentru antreprenoriat în România și a educației pentru antreprenori și manageri în România. Am fost membră în echipe antreprenoriale, am creat echipe antreprenoriale și am condus echipe antreprenoriale. Am avut bucuria să dau primele consultanțe celor care doreau să devină antreprenori la Centrul de Consultanță Român-American. Am fondat împreună cu colegii mei care am terminat programul CETP în Harvard și alte școli de business mari, primul program Executive MBA la start-up de americane din Europa Centrală și de răsărit, care acum are 1500 de absolvenți, care împreună cred că gestionează bugete de zeci de miliarde de euro în România și în străinătate și au în subordine mii și mii de angajați.
Am dezvoltat activitatea de executive education. Am fost printre primele companii care au făcut lucrul acesta. Așa că ăsta este parcursul meu, făcut cu extraordinar de multă pasiune, astfel încât atunci când munceam 7 zile pe săptămână și uneori și 12-16 ore pe zi, mi se părea că sunt în vacanță. Îmi poți spune, ziceam de momente cheie, vreun moment care, sau mai multe, care ți-au rămas așa în minte, fie pe plus, fie pe minus, că antreprenoriatul nu este doar despre un parcurs lin, așa, ești propriul tău șef. Spun lucrurile acestea pentru că nu toată lumea conștientizează, mai ales cei care și-ar dori să intre în antreprenoriat, ca să nu mai răspundă în fața nimănui. Și atunci punctez de fiecare dată lucrurile acestea. Chiar și acea părticică de antreprenoriat agil, și tu ai dreptate, e un pleonasm, dar nu e chiar așa în realitatea de zi cu zi. Și atunci e bine ca lumea să le perceapă ca atare și să știe la ce să se aștepte, de fapt, dacă vor să o ia pe drumul acesta. Așa că un moment care ți-a rămas și acum, după atâta timp, din 90 încoace, ți-a rămas în memorie. Momente și lecții. Da. Lecția trenului vieții tale, în care trebuie să te urci, trebuie să fii pregătit acolo cu piciorul să fii pe peronul potrivit și să te urci repede în el. Primul a fost în 90, când am fost întrebată dacă vreau să candidez pentru un post de asistent la ASE. Eu nu am făcut niciodată pedagogie, pentru că mi-am jurat că nu voi fi niciodată profesor. Dar în momentul acela, când am fost întrebată dacă vreau să particip la concurs, ceva nu era în ordine acolo unde lucram eu și am zis de ce nu, este ceva nou. M-am dus, am candidat, am luat postul. Nu momentul acela a fost important, dar a fost oportunitatea care m-a dus către proiectele ulterioare. Același lucru, deci fi pregătit, același lucru cu fi pregătit și never say never, pentru că asta a fost atunci. S-a întâmplat în 2020. În 2020, în februarie, am scris un articol pentru cariere, care făcea ghidul MBA-urilor, și am scris acolo că sigur putem să lucrăm online în cursuri, dar totuși discuțiile de caz, cazurile Harvard clasice, discuțiile de caz nu se pot face la fel de bine cum se fac în clasă. Asta era la începutul lunii, în sfârșitul lunii februarie. Noi în 10 martie am hotărât să intrăm în casă, pe 13 am avut primul curs și a fost o discuție de caz extraordinar de reușită. Motiv pentru care mi-am adus aminte, i-am dat Danielei Palat de zic, te rog frumos, dă-mi și mie articolul să-l schimb, pentru că nu mai cred ce am scris atunci. Deci din nou, never say never, da? Deci trebuie să fii totdeauna cu ochii deschiși, să vezi ce se întâmplă în jurul tău. Și da, dacă ești antreprenorial, trebuie să fii agil și să vezi că este nevoie de o schimbare și să o faci rapid. Și să o faci cu pasiune ca să-ți iasă. Nimic care nu este făcut cu pasiune nu iese. Și te rog să fii, cred că ai fost atent în viața ta, eu am văzut sute de antreprenori. Antreprenorii buni, când vorbesc cu tine, ai senzația că au flăcări, scântei în ochi, și când îți vorbesc despre business-ul lor, toată fața se luminează. Și asta este datorită pasiunii cu care își fac business-urile. Sunt de acord și eu cred că fără pasiune nu reușești să faci nimic, sau faci, dar foarte chinuit și nu la nivel de performanță de care ai nevoie, și vei simți întotdeauna că faci un sacrificiu, și nu cred că este despre asta. Never say never, nu m-am gândit până acum, dar uite, eu am spus că niciodată nu voi fi în fața unui public să pot vorbi și să prezint pe alții, pentru că mi se părea că în spate este rolul meu să învăț pe alții cum să facă comunicarea. Ia că tămăs că sunt de fapt de vreo 2 ani și ceva în față și e bine, e plăcut. Deci never say never. Ce alte calități crezi că ar mai avea nevoie un antreprenor să răzbească în zona asta? Deci, în primul rând, trebuie să fie, după părerea mea, curios, atent,
ca să poată să vadă oportunitățile, să știe să aleagă foarte bine oportunitatea pe care o va exploata, pentru că ea trebuie să-i placă, apropo de pasiunea respectivă. Eu cred că atunci când alegi o oportunitate trebuie să ai două criterii în vedere. Primul criteriu este plăcerea ta, ce îmi place, ce știu, pe cine știu, cine mă cunoaște și are încredere în mine. Astea sunt întrebările pe care ți le pui. Și a doua, bineînțeles, este criteriul de piață. Oportunitatea trebuie să fie de mai lungă durată, trebuie să fie mare, trebuie să fie profitabilă. Oamenii trebuie să vrea să folosească produsele sau serviciile pe care le oferi ca urmare a exploatării oportunității respective. Deci astea ar fi primele. A doua, pasiunea care îți dă puterea de muncă, dar îți dă și puterea de a influența și de a-i convinge pe ceilalți. Niciun investitor nu va veni la tine să-ți dea bani, să te financeze dacă nu vede pasiunea aceasta în ochi și dacă nu vede că ai întreprins tu însuți ceva în vederea transformării ideii tale într-un business real. Apoi este nevoie de strategie. Deci, indiferent cât de creativ ești, dacă nu știi care este viziunea ta, deci cum îți vezi viitorul mai bun peste un interval de timp, care este misiunea, este foarte important să știi misiunea business-ului ca să știi ce faci și ce nu faci, fiindcă resursele sunt întotdeauna limitate, să știi care sunt valorile tale ale business-ului tău, ca să știi de ce oameni te înconjori, astfel încât să poți crea o cultură organizațională. Deci gândirea strategică, unde sunt, unde vreau să ajung și cum ajung acolo, sunt excepționale și absolut obligatorii. Și apoi este nevoie, bineînțeles, de excelență în execuție. Este nevoie să știi să creezi procese scurte și neredundante, dar este nevoie să fii un lider empatic și să știi să îți îndeplinești obiectivele prin intermediul oamenilor cu care lucrezi și pe care îi inspiri și pe care îi respecti și cărora le ești recunoscător, pentru că în felul acesta ei vor fi cei care îndeplinesc excepțional activitatea pe care o ai de îndeplinit. Mai trebuie să știi ce vrei de la business-ul tău, cât de mare vrei să fie și care va fi rolul tău în viitor în business-ul acesta, și să nu te încrâncenezi să rămâi în operațional, adică să stai acolo și să work in the business tot timpul. Este nevoie să găsești oameni integratori care poate la un moment dat să preia conducerea și execuția în activitatea zilnică, iar tu să te ridici în strategic, să te work on the business, să te gândești la viitorul business-ului, la mișcările strategice mari pe care le ai de făcut, la parteneriatele pe care le ai de stabilit, la clienții imenși pe care este nevoie să-i abordezi, pentru că pe ceilalți este nevoie să delegi această activitate oamenilor buni cu care lucrezi. Am senzația că sunt așa într-o bulă numai cu ceea ce iubesc eu să aud și să fac, pentru că cuvântul strategie și strategia în general este ceea ce iubesc și eu pe partea de comunicare. Și ai spus că într-adevăr la un moment dat avem nevoie să ne detașăm de day-to-day work și să lucrăm on the business, și asta înseamnă să facem strategie. Și eu văd, din păcate, această implicare atât de mult în zona de detaliu, cum să implementăm un anumit proiect, mă refer ca antreprenori, încât pierdem din vedere drumul pe care, destinația la care trebuie să ajungem, și lucrurile nu ies și dăm după aceea vina pe tot felul de alte motive. Și atunci să revenim la strategie, că mi se pare că este foarte importantă în ceea ce presupune un business. Ai vorbit mai devreme de Blue Ocean. Această strategie de Blue Ocean, care pentru cei care poate nu știu, va trebui să le spunem așa foarte, foarte pe scurt ce presupune, pentru că cele mai multe business-uri de fapt se desfășoară într-un Red Ocean,
deja suntem într-o perioadă în care cam tot ce s-a putut inventa s-a cam inventat, ne rămâne o breșă foarte mică de Blue Ocean, dar asta nu înseamnă că nu putem reinventa, face switch în anumite domenii, în așa fel încât să ne recreăm această zonă de Blue Ocean. Și mie mi se pare, și aici vreau să mă contrazici sau să confirm, că perioadele de criză sunt cele mai bune oportunități să poți să faci acest switch dintr-un red ocean într-un blue ocean. Cum am putea face o schimbare, mă rog, la nivel de strategie, în mod general, pentru că nu luăm fiecare domeniu în parte și sunt particularități, asta e clar, când traversăm o perioadă de criză și putem să profităm de lucrul acesta? Uite, Michael Porter spunea că cele mai profitabile companii și companiile mărețe sunt companiile care au luat naștere în medii dificile. Și el spunea că îndatoririle unui lider sunt acelea de a face lucrurile altfel. Asta este obligatoriu, pentru că strategie înseamnă nu a fi cel mai bun, ci a fi diferit. Și a te diferenția de concurenții tăi în fața clienților care te aleg pentru motive bine stabilite. Dar el spunea că pe lângă faptul că trebuie să faci altfel de lucruri, de multe ori trebuie să faci lucrurile altfel, de multe ori în perioade dificile trebuie să faci altfel de lucruri. Pornind de la această chestiune, Kim și Moborne, prin mijlocul anilor 90, au dezvoltat această teorie Blue Ocean Strategy, spunând în felul următor: companiile sunt ca niște rechini. Ei funcționează în piață ca rechinii care se mușcă între ei în ocean și mușcăturile fac, în urma mușcăturilor sângerează și apa devine roșie. De asta se numește Oceanul Roșu. Dar în același ocean, pentru că toți rechinii s-au strâns acolo, există locuri unde nu există aglomerații și atunci oceanul este albastru. Oceanul acela albastru este oceanul unde îți poți plasa business-ul, adresându-te nu clienților industriei respective, ci non-clienților industriei respective. Și să nu concurezi cu acele business-uri din piața aceea, din industria aceea, și să concurezi cu produsele substituibile. De exemplu, primul business bine cunoscut este Southwest Airlines, care este un Blue Ocean în industria aviației, și Southwest nu a concurat cu companiile aviatice, ci cu trenurile, autobuzele, mașinile. Aș da un exemplu românesc care mi este foarte drag, pentru că în el a fost implicat unul dintre studenții mei dragi, Dragoș Petrescu, și anume La Mama. La Mama, când a fost creat, nu a concurat cu restaurantele, era o industrie îngrozitoare, extrem de plină de restaurante mici și foarte scumpe, și erau scumpe pentru că erau costurile foarte mari. Ei s-au adresat non-clienților acestei industrii, celor care nu mâncau la restaurant, ci mâncau la mama sau la nevastă în bucătărie, sau mâncau pachetelul la prânz și care ar fi vrut să se ducă undeva. Și atunci au concurat cu mamele și cu nevestele, au oferit prânzuri tradiționale la prețuri foarte bune și pe urmă și-au făcut business-ul în așa fel încât costurile lor să fie foarte mici, încât prețurile să fie foarte mici. Și aș mai da un exemplu care mi este și mai drag, și anume PWN-ul, care a apărut în 2011, după vreo 2 ani în care două absolvente de ale mele îmi tot propuneau să intrăm în businessul respectiv. Și eu nu eram convinsă de business, de a intra în această industrie a
a asociațiilor pentru femei, pentru că nu credeam în femeile discriminate. Eu nu am fost niciodată discriminată la locul de muncă și am obținut ce am vrut. Dar și erau, însă am avut ocazia să mă întâlnesc cu 800 de femei din toată țara într-un program cu fonduri europene și mi-am dat seama că statistic vorbind nu era chiar așa și că eram eu într-o poziție fericită. Deci a ajuns dorința de a intra într-un astfel de domeniu, dar de fapt era vorba de faptul că această industrie, dacă putem să o numim așa, a asociațiilor pentru femei era foarte fragmentată și foarte divizată. Femei antreprenori, femei de afaceri, femei din corpul diplomatic, tot felul de niște. Or, PWN a venit cu o nouă promisiune și anume s-a adresat acelor femei care nu erau neapărat nemulțumite de viața lor, că nu suntem, dar care vroiau să facă schimb de idei între antreprenoriat și corporație și aveau nevoie de programe de networking, mentoring și de educație care să le ajute dacă vor să facă switch-uri. Fie să meargă în sus în corporație spre borduri, profitând de faptul că se poate intra în corporație în bord sau făcând switch-ul dinspre corporație spre antreprenoriat sau viceversa. Și atunci, văzând această nouă promisiune, aceste non-cliente ale vechilor asociații, m-am asociat cu 9 doamne foarte drăguțe, care mi-au devenit toate prietene. A fost principalul meu câștig din acest demers, și anume că m-am împrietenit nu numai cu cele 9, ci cu foarte multe, inclusiv cu tine, da? Și am pornit o asociație și în momentul în care am pornit asociația am zis da, dar ne trebuie strategie. Și uite, așa s-au născut din prima ședință de între membrele fondatoare, așa s-a născut viziunea noastră, s-a născut misiunea noastră, s-au născut valorile și s-au născut strategia cu cei 4 piloni: Women on Boards, Mentoring, Antreprenoriat și Networking. Și sunt atât de mândră, am lăsat asociația la vreo 2 ani cu vreo 180 de membri și am să vă spun și de ce am lăsat-o. Și acum am aflat că suntem aproape 500. Și nu numai asta, dar vechile membre nu au plecat, ceea ce este remarcabil. Și am să povestesc de ce am lăsat-o, pentru că cred că în evoluția unui business, a unei companii, a unei asociații, whatever, e nevoie ca în fiecare moment să existe un conducător, un lider, care este potrivit cu momentul. Eu sunt foarte antreprenorială și eu și bordul meu minunat am construit, am atras membre, am pus bazele activităților și așa mai departe. În momentul în care am crescut, era nevoie de lideri mai corporatiști care să aducă ordine și proceduri și să facă lucrurile altfel. Și uite, așa au venit Sorana, după care a venit Virginia, bordul de acum, care eu aș vrea să rămână de-a pururi, pentru că este un bord excepțional pe care eu îl respect în mod cu totul și cu totul deosebit și consider că este în continuare extrem de potrivit stilului PWN, care este și corporatist și antreprenorial. Da, cred că aici este switch-ul care s-a produs, această combinație de antreprenoriat și corporate în același bord și probabil că aceste
viziuni cumva diferite, de fapt creează un întreg. Într-adevăr, nu ești doar membră fondatoare și prima președintă a PWN România și anul ăsta suntem într-un an aniversar, că ai spus că în 2018. Da, super. Bun. Nu are rost să te întreb cu ce ai rămas, că deja ești ongoing și spui cu aceeași pasiune, vorbești de un lucru de acum 10 ani cu aceeași pasiune, cred că ca și la început. Păi de copiii tăi nu poți să vorbești decât cu pasiune, nu? Iar PWN-ul e unul dintre copiii mei profesionali. Da, am înțeles și de ce ați decis să puneți bazele acestei asociații, care este în continuare minunată și care are în continuare acești piloni pe care voi ați dezvoltat. Și poate bine să-i mai repet o dată, pentru că cine nu este încă în PWN ar trebui să-și pună problema să fie, pentru că au nevoie, dacă vor să acceadă în funcții de conducere, există pilonul condus de colega noastră, Ileana Botez, Women on Boards. Da? Dacă sunteți la început de drum în antreprenoriat sau vă gândiți din corporate să intrați în antreprenoriat, cred că vă prinde foarte bine trusa de antreprenoriat pe care o dezvoltă colega noastră, Ioana Rețea. Bineînțeles că există programul de mentorat, care mi se pare unul dintre cele mai speciale programe de mentorat, iar eu am tot fost prin programe de mentorat, adică o spun din experiență, ca să nu creadă lumea că doar promovez programul. Din câte am înțeles de la colega noastră Paula Bușe, care se ocupă de acest pilon, peste 600 de perechi în anii de când se face acest program de mentorat. Și bineînțeles, zona de networking, care este foarte importantă și pe care am menținut-o chiar și în această perioadă de pandemie, în online, așa cum s-a putut, dar am creat împreună cu colega noastră Carmen Micu evenimente și webinarii de care doamnele s-au bucurat și de unele chiar s-au folosit. Foarte interesante, foarte interesante. Deci pilonii funcționează și îi ducem mai departe așa cum merită membrele noastre, că de fapt tot ce facem pentru membrele care sunt înscrise și cele care vor să vină. Și acum vin să te întreb, din punctul tău de vedere și nu numai, cât este de important, în special în zona aceasta de criză. În general nu ne dăm seama dacă avem nevoie sau nu de o comunitate sau de prieteni, decât atunci când suferim sau suntem noi într-o criză personală. Cred că putem să diseminăm această idee și într-o comunitate de networking și de business. Este important sau nu să faci parte în general într-o astfel de asociație și în special în perioada pe care încă o traversăm și o să mai dureze ceva? Știi, când am cursurile de antreprenoriat sau când fac consultanță cu cineva, eu le spun în felul următor. Cele mai importante resurse în afaceri sunt două, norocul și relațiile. Dar norocul care apare atunci când oportunitatea întâlnește pregătirea este ceea ce povestea mai devreme, cu faptul că trebuie să fii pe peron acolo cu piciorul pregătit să intri în tren. Dar relațiile sunt relațiile bazate pe încredere. Știi, la noi când spui despre relații, lumea vorbește, pune un zâmbet în colțul gurii, unul din ăla rău, și te privește sceptic. Nu este adevărat, este vorba despre relațiile construite pe bază de încredere și respect reciproc în timp. Și eu am văzut foarte bine chestia asta, atât la Asebus cât și la Execedu. Am văzut multe business-uri create ca urmare a prieteniilor sau dezvoltate ca urmare a prieteniilor create în timpul programelor. Și același lucru este și la PWN, unde gândește-te la acele întâlniri speed networking pe care le-am făcut și unde oamenii au auzit unii sau doamnele au auzit unii de unele de altele despre ce fac ele, despre cum pot interfera cu business-ul tău. Ai luat cartea de vizită, ai știut despre cine este vorba, ai văzut ca chimie cu persoana respectivă și în momentul în care ai avut nevoie de ceva, ai sunat, da? Și doamna respectivă sau persoana respectivă, la rândul ei, pentru că în general chimia este reciprocă, da?
a primit solicitarea ta și ți-a răspuns cu un sfat, cu o direcție, cu o adresă și așa mai departe, da? Deci despre asta este vorba, cele două lucruri, norocul și relațiile, cu atât mai importante în perioada aceasta de criză. Ai spus mai devreme de Asebus și Exekedu, ești și acolo membră fondatoare și membră în board. Este o școală de business, o să te rog pe tine să spui pe scurt ce faceți acolo, pentru că mi se pare că faceți lucruri minunate și acolo. Ca o completare la întrebarea mea despre educația aceasta antreprenorială, cât de bine pregătit este antreprenorul zilelor noastre, pentru că au apărut totuși școli și programe de antreprenoriat, versus poate acum 15-20 de ani când aceste facilități nu erau la îndemâna oricui, poate se duceau în străinătate să facă astfel de școli, dar procentul era mult mai mic. Se vede o diferență și dacă avem în continuare nevoie de educație antreprenorială, poate de la nivel mai jos, liceu, eu știu. Avem nevoie din ce în ce mai multă de educație, pentru că dacă la început, când piețele erau goale, puteai să-ți permiți să faci toate greșelile, fiindcă te iertau clienții și nu aveau unde se duce în altă parte, nu mai este cazul acum și concurența este mare. Și am văzut lucrurile acestea. Asebus este o școală de afaceri în parteneriat cu o universitate americană din Atlanta, Kennesaw State University. De ce este ea deosebită? Pentru că este o școală cu origini americane, dar în care, fiind gestionată, atât cursurile cât și conducerea fiind ale unor profesori și oameni de afaceri români, educația americană este particularizată la mediul de afaceri din România. Deci totul este adaptat la ceea ce se întâmplă aici. Folosim cazuri tip Harvard, dar ne-am creat propriile cazuri și avem cazuri românești pe care le predăm în timpul programelor. În general, o bună parte a profesorilor sunt și oameni de afaceri, deci nu vorbesc din cărți, ci vorbesc și din experiența profesională. Pot să spun că 40% din absolvenții noștri au devenit antreprenori și după finalizarea programelor și nu am auzit de niciun faliment major în rândul lor, pentru că cunosc management. Eu spun că antreprenoriatul este strategie cu suflet, deci trebuie să ai pasiune, dar trebuie să știi și strategie și management. Iar Exekedu l-am dezvoltat ca o activitate a Asebusului în 1996, pentru că absolvenții noștri și studenții ne-au spus: știți, dar ne-ar trebui ceva și pentru subalternii noștri, managerii mai mici, ca să putem să discutăm cu ei, și am creat programe pentru ei. Activitatea s-a dezvoltat atât de mult încât în 2005 a trebuit să o externalizăm din Asebus și am creat o companie separată, soră, Exekedu. Avem peste 15.000 de absolvenți la ora actuală. Toți trainerii noștri sunt oameni de business în momentul acesta, deci nu au fost. Sunt oameni de business care au făcut cursuri de transfer de bune practici, care sunt pasionați de acest transfer de bune practici, pentru că de asta și vin în cursuri. Sunt cursuri extrem de practice. Și atât în Asebus cât și în Exekedu facem transfer de bune practici, dar facem tot posibilul pentru a facilita întâlnirea și împrietenirea, stabilirea de relații de lungă durată între participanți, ceea ce mi se pare la fel de important. Deci cam asta este. Este frumos. Eu sunt fericită în fiecare zi. Asta este minunat. Am tot vorbit de criză, deși eu tot încerc să-i dau strict conotația pozitivă a acestei crize și ceea ce putem învăța. A fost un prilej de învățare, a fost o mare lecție, după părerea mea. O lecție ce să facem nou și o lecție ce să nu mai facem.
Ce ai face după un an de pandemie și de criză? În primul rând, aș fi mult mai atentă în mediu. Ce facem diferit, pentru că noi într-o săptămână ne-am schimbat modul de a acționa, ne-am mutat total online și se pare că încă oamenii din corporații și antreprenorii doresc să își protejeze oamenii și doresc cursuri online, dar nu este numai asta. Este mult mai convenabil. Plus că în momentul acesta avem cursanți nu numai în București și în prejur, ci avem oameni în toată țara. Deci asta a fost lecția, să accesăm oamenii la care nu puteam ajunge în Baia Mare, în Timișoara, în Republica Moldova, în Ungaria, în Bulgaria, în Serbia, în țările nordice și așa mai departe. Și vom rămâne cu asta. Nu cred că ne vom mai întoarce 100% în clasă. Vom face, cred, cursuri hibrid cu unele sesiuni în clasă pentru networking, pentru împrietenire, pentru discuții de caz mai dinamice și sesiuni online. Și vom merge mai mult în țară. O să începem din nou, eu mă pregătesc la începutul lui iunie, voi începe cursurile în țară, în clasă, deci vom începe, dar ce am învățat este să fiu mult mai atentă la ceea ce își doresc clienții, mult, mult la mai atentă. Și, și am învățat că online-ul și Zoom-ul îți permit, dacă privești lucrurile pozitiv și nu privești, cum spun unii, nu mai pot, sunt obosită de Zoom, sunt obosită de online. Nu sunt obosită de nici de Zoom, nici de online. Am constatat că dacă tu ai bună voință, poți să faci o interactivitate extrem de bună, pentru că vezi ochii tuturor online, vezi cine n-a înțeles ceva, cine are ceva de întrebat, cine vrea să intervină și așa mai departe, și dialogul este mult mai democratic, mult mai cald, mult mai apropiat, cerând însă puțin networking. Deci dacă aș face ceva, aș face cursuri combinate cu evenimente de networking, pentru că știi, se spune așa, în momentul când atingi pe cineva, se degajă în creier și în corp serotonină și dopamină, și ăștia sunt hormonii fericirii și ajută la eliminarea sau la reducerea stresului. Deci ce aș ruga pe toată lumea este să nu mai aibă idei preconcepute, să privească lucrurile pozitiv, să vadă partea plină a paharului, nu partea goală a paharului, că dacă vezi partea plină, ce să vezi, el se umple din ce în ce mai tare. Îți mulțumesc frumos, Lavinia, și să știi că, deși nu pare, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu vreau să închei înainte de a citi cele comentariile pe care le-am primit și să mulțumesc celor care îmi tot atrag atenția pe WhatsApp, că vezi că se vede că faci și altceva, adică citeam mesajele primite de la spectatori. Și normal că dacă citesc WhatsApp se va vedea și mai tare. Citeam pentru că am primit, pe lângă faptul că ai primit felicitări, Alina Băbanu spune că este impresionant tot ceea ce ai reușit, Georgeta Grecu te felicită și spune că ești mereu tânără, așa este. Te aștept să o văd pe Georgeta live vineri, avem întâlnire la ora 2. Super! Iar Aura Angel spune așa: sunt antreprenoare, am studiat și am realizat lucruri mărețe în Italia timp de 20 de ani. M-am întors în țară cu un proiect educativ și de 4 ani am primit doar uși în nas, ca să nu mai spun de banii pierduți. Sunt consultant de imagine și fashion communication. Este o industrie care valorează 111 miliarde, însă nu avem implementat un fashion system în România. Asta îmi doresc, să învăț. Am românii. Probabil să învăț că românii care sunt foarte talentați să reușească în această industrie inexistentă în România, spune că are toate instrumentele necesare, dar nu are relații. Exact așa
cum spuneai și tu, relațiile sunt importante. Să mă contacteze și putem să discutăm și să se înscrie în PWN. Exact, da, da. Deci, în primul rând, în PWN sunt foarte multe persoane cu mintea și inima deschisă. Nu e suficient să ai mintea deschisă, e nevoie să ai și inima deschisă. Să vină la cursurile noastre, pentru că în cursurile noastre nu înveți doar cum se face business, ci înveți și cu cine să faci business și cum să-l faci mai bine. Dacă ești izolat, cred că nu a reușit încă, pentru că a fost plecată mult timp. Deci va avea nevoie de foarte mult networking ca să capete încrederea celor din jurul lui, din jurul ei. Dacă va intra în rândul lumii, deci dacă se va duce către oameni cu inima și inima și mintea deschise, eu cred că va reuși. Oricum, în momentul în care îi spun unui antreprenor care vrea să pornească în business, un sfat pe care îl dau este: fii pregătit pentru 2 ani de zile cu bani și perseverență, pentru că nu-ți garantez că vei intra pe break-even mai foarte repede. Dar îi mai spun ceva: dacă după 2 ani în zona respectivă nu ai reușit să faci profit, să știi că afacerile nu se opere de caritate și poate că fie găsești un consultant care să înveți să faci business-ul altfel, fie te duci să faci un alt business. Așa este. Lavinia, două cuvinte de final, cu ce ai vrea să rămână oamenii care ne-au urmărit? Aș vrea să rămână cu ceea ce spunea Michael Porter și este citatul meu preferat, și să spun așa: avantajul competitiv este rezultatul unei strategii bine alese de către un lider performant. Iar ca liderul să fie performant, este necesar ca el să fie un om bun. Asta înseamnă, după părerea lui Bill George, să ai caracter mai mult decât carismă, și înseamnă să te apropii de oameni cu înțelegere și cu empatie, pentru că business-ul îl faci pentru ei și nu pentru tine. Îl faci astfel și este nevoie de două lucruri: să înțelegi cine sunt clienții pe care îi iubești, care sunt nevoile lor și care este valoarea adăugată pe care le-o poți oferi. După care să le și spui că le oferi printr-o promisiune de valoare bine stabilită. Iar aici este nevoie să lucrezi cu o companie de profil, pentru că fiecare știe să facă lucrurile pe care a învățat să le facă mai bine. Aura Angel îți mulțumește cu recunoștință și noi îți mulțumim, Aura, că ne-ai scris. Așteptăm mesajul tău. Dacă mai aveți mesaje și întrebări pentru Lavinia, să știți că le puteți pune în continuare pe paginile noastre, fie de LinkedIn, fie de Facebook. Da, ți le vom transmite și vom răspunde, că asta înseamnă puterea comunității și puterea lui împreună. Eu îți mulțumesc foarte, foarte tare și a fost o discuție. Mulțumesc, Alina. Sunt recunoscătoare pentru întrebările foarte bune pe care mi le-ai pus, pentru că de calitatea întrebărilor depinde orice discuție. Îți mulțumesc frumos și sper să ne vedem cât de curând și față în față. Iar voi, cei care ne-ați urmărit, fiți în continuare pe fază cu toate informațiile pe care colegii mei le pun pe paginile noastre de social media și, bineînțeles, peste 2 săptămâni cu o nouă discuție, cu o nouă invitată de calibru. Până atunci să aveți săptămâni cu bine și cu soare, nu doar afară, ci și în suflet, și să faceți lucrurile cu pasiune. Vreau să închei prin a le mulțumi, de fapt, partenerilor, fără de care noi nu am reușit să facem toate aceste lucruri minunate pentru voi, așa că o zi bună să aveți! Mulțumesc foarte mult și eu sunt recunoscătoare pentru că doamnele și domnii și-au petrecut timpul ascultându-ne. O zi frumoasă, pa, pa!